Pensiile speciale ale primarilor ar putea bloca mărirea pensiilor obișnuite. Nu sunt bani pentru amândouă, pentru că s-ar depăși plafonul asumat în fața Comisiei Europene. Ministrul Muncii îl critică acum pe fostul șef de la fonduri europene, Cristian Ghinea, că a negociat în PNRR un procent de majorare prea mic. Mulți dintre cei 5 milioane de pensionari din țară abia rezistă de la o lună la alta în condițiile în care pensia medie a ajuns abia la 1608 lei. O persoană singură care acoperă toate cheltuielile, practic nu are de unde cu o pensie, să spunem, care este medie, să zic, la noi în țară, cam 1600, nu are cum să acopere aceste cheltuieli. De la 1 ianuarie 2022, punctul de pensie se majorează cu 10%, adică va ajunge de la 1442 de lei la 1586 de lei. De asemenea, crește și pensia minimă de la 800 la 1000 de lei. Se lucrează în acest moment la Ministerul Muncii asupra ceea ce înseamnă actele normative care să stea la baza construcției legii bugetului pe anul următor. Nu va mai fi nicio persoană în România care să încaseze sub 1000 de lei. Dar creșterea pensiilor nu vine fără scandal. Ne-am asumat în fața Comisiei Europene că nu vom cheltui pentru pensii mai mult de 9,4% din PIB. Cu bugetul mai mic decât ar avea nevoie, actualul ministru al muncii aruncă vina pe Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene. Acesta ar fi negociat un procent mult prea mic în condițiile în care media europeană e de 13% din PIB. Comisia Europeană a avut o propunere mult mai drastică. Domnul Budei poate să mulțumească de fapt pentru că am negociat dur cu Comisia Europeană. De fapt, problema e că banii nu ajung și pentru mărirea pensiilor normale și pentru cele speciale, mai ales că mii de primari din toată țara ar trebui să primească pensii speciale de la 1 ianuarie. Impactul bugetar e de 600 de milioane de lei. Este o sumă enormă pentru bugetul de pensii. Nu e o pensie meritată, nu au de ce să o primească. Orice fel de creștere a pensiei speciale, în mod logic, afectează spațiul de creștere a pensiilor normale. Nu este un drept câștigat, este o stipendie acordată pentru o justificare. Nedreptatea este alta, că aceste stipendii au crescut în ultimii 5 ani de 36 de ori. În schimb, salariile și pensiile au înghețat. Trebuie desființate neapărat. Să se dea după contribuția fiecăruia. Ce au făcut ei în plus pentru oameni ca să merite pensiile alea? Decizia de a amâna cu jumătate de an sau un an plata pensiilor speciale pentru aleșii locali a fost discutată în coaliția PNL-PSD, dar nu s-a bătut nimic în cuie. Pensiile speciale au fost introduse în 2019 și prorogate în fiecare an. Ba chiar PNL a promis în campania electorală din 2020 că le va desființa.